Salut! În primul rând, nu o să vorbim de Oponez. Nu vorbim de Oponez pentru că am vorbit destul de Oponez la birou. În al doilea rând, nu e aia prezentarea mea. Da, știu, imediat. E tot o pădă drăguță la început, dar e mai cu toamnă așa. Ca să-mi dau seama cu cine vorbesc, câți fac SEO? Cu restul nu prea vorbim, vorbim după la o perioadă. Câți au site-uri penalizate de SEO anul trecut? Păi stați bine pe aici. Domnul de la Jai Media, da? Să n-aveți nimic acolo? Nu. Ok. Asta e prezentarea, nu? Da, da, asta e. Ideea e simplă. În momentul în care te apuci să faci SEO, ai două variante. O faci de nebun sau o gândești un pic. În ultimul timp au început-o foarte multe persoane să o gândească, ceea ce e ok. Mai ales că anul trecut e un an destul de dubios pentru update-urile care targetează în mare parte activitatea de link building. Și arată cam așa tot anul 2013. Sunt niște luni de vară foarte calde, de fapt mai până în iulie sunt foarte, foarte calde, cu 2-3 update-uri pe lună. Update-uri care au targetat foarte, foarte mult atât partea de off-page cât și partea de on-page. Și apoi a venit septembrie negru, cum îmi place mie să-i spun. Momentul în care domnul Aferchis, îl văd că e supărat vorbim de septembrie, ați pierdut un pic din keyword-uri, nu? V-a fost greu? Un pic, așa. Ok. Ideea e foarte simplă. Pe lângă Panda, Penguin, Not Provided Update, au mai apărut niște chestii foarte interesante. Și anume, mie place foarte mult ce se întâmplă pe Hummingbird. Pe RAW n-am văzut foarte multe efecte, dar pe nou engine cu Hummingbird îmi place că se merge foarte mult pe search conversațional, pe search semantic, pe identificarea obiectelor din query. Dă mult mai mult spre un natural language, spre ce ai putea să facem, de exemplu, cu un Wolfram Alpha orientat pe search, nu pe partea matematică și alte tâmpe. De asemenea, e interesant ce s-a întâmplat cu Knowledge Graph-ul, care inițial a apărut pe query-uri informaționale. Eu nu-ți mi-e atât de greu să prezint dintr-o singură mână. Descurci excelent. Căutam o casă pe data viitoare, nu? Ce s-a întâmplat cu Knowledge Graph-ul, a apărut inițial pe informațional, apoi s-a propagat mult mai mult, s-a propagat și România destul de tare. E drăguț, dar în același timp tinde să scadă un pic click-urile care merg spre Orcan. Google își aduce în curtea lui, oarecum, anumite informații. Apoi a apărut In-Depth Articles, care iarăși au tins să favorizeze media audiențele mari. Ultimul studiu pe care vedeam de la Moz era undeva la 60% din cei care aveau In-Depth Articles, apăreau un In-Depth Articles, erau New York Times, New Yorker, etc. Authorship Shake-up, mie îmi place foarte tare update-ul ăsta din decembrie, când au început să dispară icoanele de authorship de la toate jecurile. Pentru că vedeai un blog foarte mișto, care avea un authorship 5 steluțe, 5 din 5, 200 de review-uri. Mișto snippet, ajungeai, erau tâmpeni, clasă. Ok, hai să vorbim un pic de ce s-a întâmplat în 2013 cu cele 3 mari update-uri și de cum ai putea să faci o diagnoză, iar apoi să vedem cum am putea să ne protejăm folosind niște metode automate. Ăsta e primul. Arată mai mult a grizie decât a Panda, dar își transmite ideea foarte, foarte ok. În principal, Panda a targetat ce se întâmplă on-page, și anume, în mare parte, duplication. Duplication atât on-site cât și off-site, atât true duplication, adică pagini 100% identice, cât și near duplication. Near duplication, teoretic, poate să apară în multe, multe moduri. O navigare face toată implementată prost. Uite un exemplu de duplication foarte bun. Câți te mai aveți blocul? Dar nu mai scriem de mult, mai trebuie. Nu contează, nu. Câți te mai aveți blocuri cu un singur autor? Câți dintre voi aveți nou index pe pagina de autor de la blog? De ce să am? Hai să dau un exemplu. Pagina ta de autor de la blog, dacă ești un singur autor pe blogul respectiv, e identică cu indexul. Ai înțeles? Duplicate content? E on-site duplicate content. Deci ăla e un exemplu de on-site duplicate content. Mă, nu e chiar de grav, în general o să fie
targetate chestii de duplicate content off-site, în momentul în care ești un agregator, să zicem, sau în momentul în care te apuci tu să faci listing-uri, dar n-ai niciun fel de părere personal. Bun. Următorul motiv pentru care poți să fii targetat de Panda este thin content. Thin content, la fel, poate să apară dintr-o grămadă de moduri și, în principal, tag-urile de pe WordPress. Dacă eu nu-ți folosesc și tag-uri când scrii posturile, da, și de fiecare dată pui altele, nu? Nu te gândești dacă mai ai posturi pe tag-ul ăla sau nu. Nu, da. Da? Da. Atunci e bine. Ai rămas pe zero, că aveai un minus 1 deja. În momentul în care pui tag-ul total aiurea, de care nu te gândești și mai avut posturi, nu mai avut posturi, poți să ai grămadă de pagini pe care să apară doar un singur paragraf de text. Și dacă ești genul de om care pune 15 tag-uri la un singur post, o să ajungi să vezi că ai direct 15 pagini care îți arată doar excerpt de la blog postul ăla. Mi-e mai ușor să vorbesc de bloguri pentru că e o chestie pe care am văzut-o toți, știi cum arată, că e ok pentru toți, sper. Mai departe e vorba de internal search. Internal search-ul, care e lăsat indexabil, teoretic e against the rules, bla bla. Dar la fel poate să genereze o grămadă de probleme de duplicate content, de thin content și plus că s-ar putea să ajunge cum era într-o perioadă, cred că price-ul, care indexa pagini care, la care n-avea nimic, s-a cumpărat 2000 de avocați care și indexa din internet search. Și ads. Ads în principal above the fold sau ad sites. Bun. Cum putem să rezolvăm problemele de Panda sau cum putem să ne dăm seama dacă un site a fost afectat de un Panda update? Pentru duplicate content avem două variante. Fingerprinting-ul sau metoda trigramelor. De fapt, cam aici e partea interesantă în ce vă spun eu. Nu ce face Panda. Citeam pe Moza toți. La fingerprinting, teoretic, pentru a detecta un Panda, e ideal să rolezi site-ul. Să rolezi parte semnificativă din site. La 1000, 10.000, 50.000 pagini îți dai seama ce și cum. Fingerprinting-ul înseamnă să putem să creăm o amprentă a paginii pe care să putem compara cu toate celelalte pagini. În momentul în care am creat o amprentă a unei pagini și putem să o comparăm cu toate celelalte pagini, pagini duplicate o să ajungă într-un singur cluster. Acel cluster avem mai multe variante de a handle problema. Unul la mână, folosind rel canonical. Folosind rel canonical, le trece pe toate către unul singur. Dă și ești de altfel. Ai grijă pe piele. Scuze. Bun, folosind fingerprinting ajungem la... Mersi, ajungem la clasele de duplicare pe care putem să le canonicalizăm către un URL original, toate copiile. Putem să folosim o metodă de redirectare, este unul, sau să le facem nou index dar follow copiile. În acest mod, ajungem să trimitem semnalul că există o singură pagină originală, prin canonicalizare, dacă folosim metoda asta, link-urile pe care le-au primit copiile, își trimit link juice-ul către pagina originală și mai scăpăm un pic de probleme de la Panda. A doua metodă, metoda trigramelor, de detectarea duplicatelor, e mai utilă principal pentru site-uri cu foarte mult conținut, în care e reciclat conținut din mai multe documente într-un singur. Și e metoda folosită în general pentru detectarea plagiarismului. A doua este care putem detecta internal search pages, cât și thin content, e auditarea crawling-ului care s-a făcut pe site, auditarea conținutului crawlat. Prin auditarea conținutului crawlat putem să vedem în ce pagini avem probleme de thin content sau putem să vedem ce pagini din internal search au ajuns indexate. Stai, mai spune, dar ce la thin, cum zici? Thin content. Ce la mai spune, dar... Un conținut subțir, adică nu așa ca mine. Nu, realmente. Nu, ideea e că sunt pagini în care contentul propriu zis, ideal un textual content, este foarte, foarte mic în comparație cu volumul întreg de informații. A.K.A. gândește la o pagină pe care ai un singur paragraf de text în tot template-ul tău. Dacă ar fi să scoți header, footer, sidebar, ai rămâne cu câteva cuvinte.
când se repetă restul, mai veni... Nu, dacă n-ai nimic altceva, ăla e considerat fiind content. Și teoretic ele nu aduc nici plus valoare pentru utilizator și nici nu ai foarte multe informații care poate fi interpretate de către sergent. Cam despre asta e vorba în fiind content. Hai să trecem un pic la pinguin. E mic și nervos de obicei, cam ca tux. În principal, pinguin a targetat profilele nenaturale de backlink. Ce înseamnă profilele naturale de backlink-uri, cine știe? Nimeni. Mihai Dimitru. Pe 2000. Nu, 3000. Teoretic, e vorba de un raport nenatural în Anchor Text. Foarte multe money keywords în Anchor Text. Foarte multe link-uri low quality. Ce înseamnă money keywords? Hai să luăm un exemplu. Dă un exemplu de e-commerce. E, mă. De o nișă, mă. Hai să luăm nișa de microfoane, da? Pentru microfoane, am avea ca money keywords, ca money keywords am putea să căutăm microfoane wireless, case cu microfon, etc. Da? În momentul în care ai ancore foarte keyword rich, este evidentă intenția de manipulare a search engine-ului. Despre asta e vorba de money keywords, keyword rich anchors. De asemenea, sunt targetate site-urile care au un profil de backlink-uri foarte spammy, adică neighborhood-ul lor, site-urile care linkează către ele, sunt low quality și site-urile care s-a dovedit a folosi tactici de manipulare prin plătirea de link. Cam astea sunt profilele nenaturale. Teoretic, link-urile care nu le-ai obținut tu prin munca ta proprie și te-au apreciat alții care să-ți dea link. Și despre cum ar trebui să obții link-urile, pe care o să le vorbesc că Alexandra, care a fugit, s-a emoționat. Bun, cum poți să scapi, să vezi dacă ești penalizat în pinguin? În primul rând, compari scăderea de trafic organic cu calendarul update-ului. Așa că chiar nu l-am și aprins sală pe aici, că din octombrie s-a dus un pic în cap. Bun, am comparat, ne-am dat seama ce poți să faci atunci. Teoretic, ar trebui să analizezi toate backlink-urile pe care le primești. Să o faci manual, la un site mic e ok. La un site mare, s-ar putea să-i razna un pic. Așa că, cea mai bună variantă e să ai un tool care îți importă toate backlink-urile din diverse surse, Webmaster Tools, Moz, Majestic, Ahrefs, SEOKIX, WebMeUp, SearchMetrics, whatever, toate, le grupează pe toate și ți le împarte pe Anchor Text pe care primești link-urile. Domeniile pe care primești link-urile. Separă domeniile pe domeniul autoric, pe intervale. În urma analizei, IP-ul pe care este domeniul. Clasa C de pe care îl ai IP. În urma acestei analize, poți să-ți dai seama de unde sunt link-urile. Da. Puteți să-l opriți să-l întrebați, adică eu asta fac ca să faceți și voi. Da. Acum poți să mă întrebi. Pe SEO tu nu, mai greu. Ok, în urma analizei, folosind un tool, puteți determina niște reguli pe care ar putea să includem domeniile direct într-o listă de disavow. Și despre asta vorbim acum. De exemplu, puteți să includem în lista de disavow automat domeniile care sunt postate pe aceeași IP. Ce înseamnă disavow? Și dacă nu te întreabă nimeni, te întreb eu, poate sunt okay. Nu știu. Este vorba de o listă de domenii sau URL-uri pe care poți să o urci pe Master Tools ca să-i transmiți motorului de căutare, Google, că acele domenii le vrei ignorate. Că nu vrei să mai existe acel link către tine. Teoretic ar trebui să încerci să le scoți de tot. Da, ai zis că au fost penalizate site-urile care au arătat intenția clară de manipulare a motorului de căutare. Ok. Și să fac asta nu îi spune practic cu Google că am încercat să fac chestia asta și încerc în continuare și îmi dau seama că am greșit. Ba da, e fix varianta prin care Google a învățat care sunt de fapt link-urile spam. E
fix, până acum ceva timp, militam foarte mult împotriva disavow-ului. Problema e că tu nu o faci, dar alte zeci de mii de webmasteri, care nu sunt aici acum, au făcut-o deja. Așa că am învățat deja pattern-ul de linguri nasoale. Dacă te uitai un pic la Pinguin în urmă, la început lovea numai site-uri care erau foarte, foarte span. Prima numai link-uri din Link Networks. Acum s-a mai prins de care e pattern, nu? Pentru că foarte mulți în momentul care au fost loviți pentru link-urile dintr-un Link Network rusesc, dar ei au urcat toate link-urile care le pușeau ei pe sunașul. Știi? Și așa... Nu, dar eu dacă folosesc și unul de disavow, nu îi spun un Google clar că încerc să manipulez motorul de căutare? E un fel de, bă, am greșit iar că mă. Sau a greșit agenția și nu mai lucrez pe ea. Da, asta e așa, hai să dăm motive, nu contează. Bă, am greșit iar că mă. Deci bă, îți cer scuze, zici, bă, aia e. Și cât durează? Mai trage-mi un pic și după aia lasă-mă pace. Cât durează? Ce să dureze? Până acum ceva timp trebuia să vină următorul update Pinguin. Acum, sincer, nu pot să vă spun exact. Foarte mulți spun că regula e trebuie să vină următorul update Pinguin. Depinde foarte în general, până dispare un link din profilul tău de linkuri, trebuie să recoloreze acel link. Dacă ai foarte multe linkuri foarte nasoale, aș vrea destul de mult pentru că nu le colorează prea des. Pentru că el știe că acel URL este low quality, deci va intra odată la luni de zile pe. Și de asta până îți dispar ălea, teoretic trebuie să treci sub un threshold cu link-urile spam. Și dispar din Webmaster Tools? Din backlink-urile de la Webmaster Tools, am văzut că atunci încă se văd. Am văzut că atunci încă se văd în Webmaster Tools, link-uri din disavow. Și asta înseamnă că nu te-au scos. Nu pot să-ți răspund. Dă un telefon la Google. Nu, înseamnă că ți le consideră no-follow. Și că e tu follow sau no-follow, nu contează toți la arătă numai noastră. Nu poți să-ți dai seama. Webmaster Tools nu zice care link e no-follow, e luat în considerare sau nu. Cușeamă de te-ar ajuta să manipuleze, ai mă că-i logic. Deci te-ar ajuta să manipuleze dacă ți-ar spune, evident. Și atunci îi fac chestia asta, ca să-ți oferi prilejul de a fi cât mai relevant în search, că asta e obiectivul lor, nu? Să fii cât mai relevant, nu vrea. Dar e logic aspectul ăsta, nu? Și zici, ok, cât de relevant sunt pentru search? Păi ia-o și tu nu și folosește-le. Dă-mi disavow, nu vreau cum o să-ți zic, că ați spus cum să faci mai departe ce vrei să faci. Nu, dar e aceeași chestie că atunci când ai un manual penalty, urci un disavow și spune, ok, l-ai scos. Ei, o să-ți dea niște exemple de link-uri nașpa pe care le-ai. Dar doar câteva. Le scoți, dar o să spună, le-ai scos, dar încă mai ai. Ca, ce mai am? Vezi și tu. Și mai sunt deștepți care fac disavow la toate link-urile pe care le-am. Urcă toată lista. Și după aceea, nu știu că oricum nu mai rachezi, că nu mai ai cu ce link just să mai rachezi, știi? Merge mână în mână oarecum. Bun, ideea e că folosind niște algoritmi poți să automatizezi destul de mult procesul creării listei de disavow. Link-uri care vin de la domenii poți să trebuie aceeași IP sau pe aceeași clasă C. Link-uri de la pagini care au un page foarte mic sau un page authority foarte mic. O listă trebuie vedeți la linkresearchtools.com. Iau ei pentru fostul link detox o listă de vreo 30 de reguli pe care poți să le folosești. Link-uri la domenii care au același lucru cu Easy Information. Pentru că poate să fie un eventual link network. It's a truth. Asta e ce i-a luat pe Sălici cam tare. E proteina not provided. Da, deci e 100% not provided, teoretic. Încă mai apar keyword-uri, dar nu prea multe. Care e problema? Cam asta. Ce am făcut, ce fac, unde merg, mulți nu prea știu. Soluția teoretic nu e foarte, foarte complicată. Ok, pierzi o mare parte din informații, dar poți să mai afli câte ceva. Și anume, în Webmaster Tools încă sunt subtiturile prezente, impresii click-uri. În Google Analytics încă avem landing page-urile și cât trafic de organic au. Dacă folosești un tool să le corelezi, să-ți exporti keyword-urile din Webmaster Tools, să-ți exporti landing page-urile din Google Analytics cu traficul organic obținut, poți să faci o estimare, rough estimate, că nu e stat accurate, a traficului. Făcând chestia asta, poți să faci în trei moduri. Ori folosești un tool, ori folosești Excel-ul, cum îi place un listă la Perlis, sau, cum zicea chiar astăzi, că a fost postul lui Rumel, cu tablou. Eu asta am văzut că l-a pus Palin Black pe Olimpon. Da, deci poți să folosești tablou fără probleme.
Problema e, ok, stai, nu trece așa, ce e ăla? Tableau? Da. E un soft de vizualizare a datelor din spre ciclu, să le ceva așa, cred că e cea mai bună explicație. Poți să le vezi în mod vizual, poți să-ți creezi dashboard-uri interactive. Pentru a putea segmenta datele pe care le ai într-un spreadsheet și să le înțelegi mult, mult mai repede. Adică, hai să luăm exemplu cu exportul de keyword-uri din Webmaster Tools. Da? O să ai o listă de URL-uri, de keyword-uri, de impresii, click-uri, etc. Da? O să ai uitat spreadsheet-ul. Dacă ești un... Bine, pentru că am găsit de maxim 2000, cred, pe cel mai căutate 2000. Mai departe nu mai vezi. În tablou ai putea să faci analize de genul. Câte impresii, keyword-urile cu cea mai multe impresii sub formă grafică. Keyword-urile cu cea mai bun CTR sub formă grafică. Și toate pe același, în același dashboard. Deci poți să iau privirea ansamblu foarte, 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 foarte bună asupra unui spreadsheet pe care doar trebuie să analizezi în fel și chip. Și cum se numește softul ăsta? Tableau. Tableau. Și e gratuit? Da. Ăsta e free fire. După 1000 de dolari. Da, băi, e gratuit să-ți faci analiza. Free fire. Hai un trial. Distrăm, alte soluții nu-ți dau pe care să ai tablou în gratuit. Te rog, o să nu te ai soluții. Adică, nu știu, poți să-ți pui pe pisa să-l cumpere și o să ai gratuit, știi? Bun, de ce mai departe? Lăsăm asta? Bun, hai că-ți dau idei proaste în ele. Bun, a doua variantă ar fi să nu mai încercăm să targetăm keyword-uri, să încercăm să targetăm micronișe. În momentul în care vrem să targetăm o anumită, un anumit keyword, să încercăm să ne gândim la el nu ca la simplu keyword, ci ca la un topic. Să targetăm o familie de keyword-uri. Și toată chestia asta să o facem având în minte niște personas. În momentul ăla poți să-ți, chiar dacă n-ai putea să măsori absolut deloc ce income are, are fiecare keyword, când ai măsurat pe familie de keyword-uri, pe topic, ar fi mult mai ușor măsurat. Plus că cred că la Alice oferă chestia asta de guest posting și despre chestia asta. Și sunt o grămadă de aplicații care pot să ajute în strategizarea contentului la nivel de persona plus topic, plus interese, plus goal-uri și să-ți ofere și monitorizare. Una oare japonesc. Nu are, o va avea să ajute, nu are, că nu-i publică. Bun, am văzut cam cum putem să trecem pe lângă update-urile astea, să vedem dacă ne-au afectat sau nu, să... Whatever. Sperăm că e mai bine. Ce putem să facem acum? Cam asta e ideea. Deci, pe bune, în multe cazuri. Use it. Și anume, facem, audităm website-ul în continuu. În continuu facem fingerprinting la pagini, verificăm dacă avem fin content, verificăm dacă apar probleme la nivel de homepage. De ce? În funcție de CMS, pot să apară tot felul de pagini generate automat care să aibă fiind content sau să fie duplicate cu categoriile noastre, cu whatever. În momentul în care putem să depistăm automat, făcând un crawl la nivel de site săptămânal și vedem că, băi, ok, am început să apară niște pagini dubioase, poți să reacționezi înainte să îți iei una după cap. A doua variantă este să monitorizezi backlink-uri. De ce să le monitorizezi? Pentru că de când cu pinguinul, au început să se mărească numărul de negativ SEO campaigns. În momentul în care tu primești foarte multe backlink-uri, foarte multe backlink-uri nasoale, chiar când le faci tu, s-ar putea să treci de un threshold în care să-ți iei. Așa că monitorizând lista de backlink-uri, generând disavow list pe baza regulilor de mai devreme, poți să fii pregătit în orice moment să reacționezi. Acum sunt două tool-uri. Mozcast-ul și Serpmetrics sunt două tool-uri foarte interesante care măsoară zilnic fluctuația în serpuri. În momentul în care serpurile, general vorbind, încep să fie foarte volatile, e foarte posibil să urmeze un update Google. Cam atât. Întrebări pentru George? De la tine așteptăm. Bă, că te-ai pregătit. Okay. Mi se pare că te pregătiți pe la întrebare. Ce nu mai... N-am întrebare. Nu mai? Stai puțin, nu. Aveți întrebări pentru George? Aia trebuie. Nu, că n-am situit nicio întrebare încă și de-aia. Nu se va întâmpla să mă întrebi ceva de ce n-am vorbit. Cum
facem finger printing cel mai ușor sau mai repede. Cuvântul serii finger printing, deci îmi place. Mă, bine că l-am zis fingering. Nu, nu mă trebuie să zic asta, e în serios, nu știu. Cea mai simplă metodă de a face fingerprinting ar fi să extragi article content-ul sau să extragi tot content-ul cu anumite pagini în textual content, da? În momentul ăla, împărțind content-ul pe cuvinte și aplicând creând o cheie din fiecare cuvânt, merge și cu un MD5, să zicem, da? Și transformând cheia aia într-un șir binar, la sfârșit, poți să faci suma fiecărui algoritmul? Avem un whiteboard? Hai, zi până la capăt. Ok, creând din fiecare cuvânt o cheie. La final, din toate acele chei, creezi o cheie a paginii, în momentul în care compar două chei, de la două pagini diferite, la nivel binar, iar diferențele sunt mai mici, în general, de 5% dintre biți, acele două pagini pot fi considerate duplicate. Da, o puneți doar o aplicație de duplicate pages. Cealaltă variantă era trigrame, în care par cuvântul... Mai e rar, că nu înțeleg ce zici. Trigrame? Trigrame, da. Adică împarți textul în grupuri de 3 cuvinte, după ce l-ai împărțit în grupuri de 3 cuvinte, compari alăturările de grup. Dar e folosit în general plagiarism, pentru că poate să spună că acest text de 700 cuvinte e compus din 200 din textul ăsta, 300 din textul ăsta și încă 100 de aici. Și are 100 original. În general, SEO-wise, nu e chiar de importantă chestia asta. De-aia, duplicate pages din opuneți, merge pe fingerprint. Alte întrebări? Apare varianta pentru tonți, la ce spus tu tot? Varianta pentru tonți e fix aplicația din opuneți. Pentru tonți, da? E fix aplicația din opuneți în care dai crawl la site și după aceea la raport. Și vezi direct clusterele de duplicare și o să spun, ok, ai 7 clustere, în ăsta astea URL-uri, în ăsta atâtea, în ăsta atâtea. Ți se recomandă URL original, care în general e URL-ul, ori primul URL găsit la nivel de crawling, că merge de la index în jos, la nivel de număr de click-uri, ori cel cu cea mai mare autoritate din tot cluster. E pe bani sau? Nu, e open source. Da, n-ai spus că platforma de online marketing, open source. Open source e open source. Okay. Dacă mai sunt întrebări, vă rog să ținem cont că o parte dintre voi sunteți cât dintre voi încă sunteți fumători. Aia și restul nu recunoașteți, nu? Că deja am văzut 2-3 acolo, am înțeles. Ok, o să luăm o pauză de 10 minute, puteți să-l acostați pe George și să întrebați. Dar nu puteți pinică pe scări, vor n-ați gafi. Și încă o dată, mulțumim George, a fost prima prezentare a George. Bine! Pauză de țigară de 7 minute, da? După care ne întoarcem, avem prezentarea Alexandrei și după aia discuția și întrebările pentru PPC.